Având în vedere că rata de infectare este mai mică de 1 la 1000, elevii au avut posibilitatea de a retrăi emoțiile revederii cu profesorii și astăzi au început orele în format fizic după multe luni în care aceștia au stat acasă. În județul nostru, conform scenariilor aprobate recent de Inspectoratul Școlar Județean Gorj, majoritatea unităților de învățământ vor funcționa în scenariul verde, cu excepția a 5 localități în care școlile se vor redeschide conform scenariului galben. Grădinițele și școlile s-au redeschis astăzi pentru preșcolari și pentru elevii care nu susțin examenele naționale. La sfârșit cursurilor, părinții au așteptat pe copii, respectând regulile impuse împotriva virusului SARS-CoV-2. De asemenea, părinții susțin că se bucură de redeschiderea școlilor în sistem față-înfață. Ce părere aveți despre faptul că acum copiii merg la școală fizic și orele online s-au încheiat? O părere foarte bună pentru copii. Învață mai mult la școală cu domnii învățători față de acasă, online. Deci este mai bine la școală. Copiii sunt bucuroși că au venit la școală. Mai bine fac lecțiile la școală decât acasă. Și acum depinde și de elevi cum prind online-ul ăsta, că nu toți știu, nu toți au tablete, nu toți... E mai bine la școală ca acasă, cum să zicem, online-ul ăsta. E o bucurie și pentru ei și pentru noi. Mai mult, aceștia au încredere că profesorii vor ajuta elevii să recupereze materia pierdută până la finalul anului școlar 2020-2021. Poate că recuperează, depinde și de elevi cum pricep în clasă mai bine, dar și de profesori. Suntem mulțumiți de profesori cum fac. Au pierdut foarte mult, da? Sperăm să recupereze tot la școală, tot în timpul orelor la școală. Credeți că vor avea timp până se încheie anul? Depinde și de domnii învățători. Autoritățile au stabilit că este permis organizarea orelor remediale cu prezență fizică în unitățile de învățământ dacă la nivelul localităților nu este declarată starea de carantină. Mai este foarte puțin timp până la examenele naționale, mai exact, evaluarea națională va avea loc pe data de 22.06.2021 și bacalaureatul pe 26.06.2021.